Ziua Mondială a Dansului a fost marcată cu mult fast la Soroca. Pe scena Palatului de Cultură au evoluat dansatori de diferite vârste și pe diferite ritmuri. Important că în scenă vedem practic toate genurile de dans. Vedem dansul folcloric, compoziții coreografice, dansuri moderne. Sunt colective frumoase cu diferite categorii de vârstă, sigur că de la copii mici până la copii de acum copii maturi. Noua coreograf și-au adus colectivele în scenă pentru a bucura spectatorii cu emoții frumoase. Este o zi importantă și semnificativă pentru toți coreografii, nu numai din Republica Moldova, dar și din lume. Pentru că este ziua mondială, toți sărbătorim ziua mondială a dansului. Desigur că toți coreografii au participat la acest concert cu tot ce au mai bun, pentru că aș prezenta talentul și maestria. Dansul este mișcarea, iar mișcarea este viață. Dansul este starea sufletului, dansul este dorință, dansul este iubire, dansul este viață și dansul este viața mea, deoarece având în vedere că eu mă ocup cu copiii și copiii toți sunt dans, viața noastră. Este o sărbătoare foarte mare, Ziua Mondială a Dansului și eu vreau din toată inima să felicit toți copilașii care dansează. Nu uitați că dansul vă dă tărie de caracter, dansul vă dă multe emoții frumoase. Dansați, dansați și iar dansați. Sunt foarte fericit că din nou suntem în Soroca. Soroca ne leagă foarte multe amintiri frumoase și activități frumoase și colaborare frumoase. Am venit cu două echipe de dansatori, una mai mare și grupa medie, cu un program de dansuri europene și dansuri latinoamericane. Vlad face dans deja de 6 ani, timp în care dansul i-a devenit un hobby, emoții, bucurie. Am dansat vals și emoțiile au fost da. Bucurie. A fost de bucurie, ne-am simțit foarte entuziasmați să dansăm acest dans. Am avut emoții foarte mari, suntem de la Fălești, grupa favorit. Am dansat dansul Samba Chili și am avut din nou foarte mari emoții. Ne-am primit cu bucurie, fericire, ne-am gândit că totul va fi bine și vom dansa frumos. Emoțiile transmise de micii dansatori au fost apreciate de spectatorii care au aplaudat fiecare număr. Foarte frumos, a rămas impresionat. Am venit cu copilul ca să arăt lucruri frumoase. În final, toți participanții au primit diplome și suvenire din partea secției Cultură și Turism Soroca. Ziua de 29 aprilie a fost instituită drept Ziua Internațională a Dansului în 1982, la inițiativa Comitetului de Dans al Institutului Internațional de Teatru.